Un nou gol marcat la Cardiff în finala Champions League de Cristiano Ronaldo, care face astfel dubla, iar Real Madrid pare tot mai aproape să își treacă numele pe trofeu pentru al doilea an consecutiv. Faza golului pornește de la Carvajal din flancul drept, care îi pasează lui Modric, iar centrarea croatului îl găsește pe Cristiano, care ia fața lui Bonucci și îl învinge pe Buffon cu o execuție simplă de la colțul scurt. Madrilenii se aflau deja în avantaj pe tabelă. Același Ronaldo a deschis scorul în minutul 20, Mandžukić a egalat cu un șut fabulos în minutul 27, iar bomba lui Casemiro din minutul 61 a dus scorul la 2-1 pentru spanioli. După mai bine de o oră de joc la Cardiff, Juve-Real 1-3.